După 3 ani de liceu cu lecții mai mult online din cauza pandemiei, aproape 19.000 de elevi din Republica Moldova s-au înscris la examenele de bacalaureat din acest an. Pe listele centrului de BAC de la Liceul Teoretic Petre Ștefănucă din Ialoveni s-au regăsit 166 de elevi din oraș, dar și din alte localități din raion. Ziarul de Gardă a discutat în ziua examenului la limba străină cu câțiva dintre acești elevi pentru a afla cât de eficient au fost lecțiile online din pandemie, cum s-au pregătit de examene, ce planuri de viitor au și dacă aceste planuri includ și Republica Moldova. În ce modalitate te-ai pregătit de bacalaureat? Prin cursuri adăugătoare și deja experiența avută anterior în alte linii de comunicare, în alte țări, în alte state, deci mai mult fost bazat pe chestii profesionale. Pentru limba engleză am citit diferite texte care să ne îmbogățească vocabularul și am mai repetat de sinistătător. Deci eu am studiat engleza la liceu timp de trei ani intensiv, dar eu am început să învăț încă din clasa 1, deci o poți iei destul de bine. Am uitat TikTok. Nu, ne-am prezentat regulat la consultație, ne-am antrenat acasă, făcut teste suplimentare. Am învățat pe de rost civilizațiile, am făcut niște teste cu lucruri de, cu textul, dar cu eseile cam rău. Crezi că orele de la școală sunt suficiente pentru a acumula cunoștințe și a susține bacalaureatul pe o notă mare? Da, cred că sunt suficiente, dar mai este necesar de lucrat și singur, adică pentru o notă mai bună trebuie și singur de mai învățat. Da, eu cred că da, atâta timp cât înveți și depui efort, e posibil, doar cu orele de la liceu. Cu siguranță nu. Eu am făcut multe adăugătoare, adică până la adăugător am făcut la școală lecții, dar nu m-a ajutat. Eu la adăugător chiar am pus baza bine și cred că o să mă descurc, dar mă tem. Sunteți una dintre generațiile care a trecut prin liceu în plină pandemie. Crezi că a afectat cumva această situație? Da, a afectat cumva orele online, fiindcă acasă nu este atât de suficient ca să înveți. Oricum, când este contactul, conexiunea cu învățătorul la școală, mai bine se memorează tot și mult mai eficient. Probabil că da, dar fiecare cred că simte aceasta diferit. Deci chiar și de acasă s-a putut studia, s-a putut învăța, deci nu cred că este un impediment pandemia. Cine a avut învățat, a învățat și asta e. Da, logic, pandemia a afectat procesul educațional, însă aici merge vorba, trebuie singur să conștientizezi chestia asta și să-ți dai silința dacă vrei să obții un rezultat bun. Și plus asta că trăim într-o perioadă în care engleza este primordială, dacă vorbim de bacalaureatul de astăzi. Au fost mai multe negative, nu clar lucru pentru noi, v-ați bine, a stat în pat, nu ne-a trezut de dimineață la școală, dar sistemul acesta educațional a fost cam rău pentru că noi nu am prins chiar toate, că e altfel când predă fizic și online, nici nu se compară. A fost și impactul negativ, sigur, dar toate cadrele didactice antrenate, toți elevii care au susținut pe perioada aceasta sau au participat la procesul educațional, sigur că a izbutit cu bine până la urmă și, nu știu, fiecare măsura implicării deja o să aibă și rezultatul pe măsură. Bacalaureatul din acest an s-a desfășurat după aceleași reguli ca și în anii precedenți, prin verificarea elevilor cu detectoare de metale și sub supravegherea camerelor video. Deja a devenit tradițional organizarea, regulamentul avem de ani buni, pe al punem în aplicare, așa că mari noutăți în care să vă spunem acum că a intervenit o schimbare, nu cred. Elevii sunt monitorizați video, sunt prezenți asistenții în fiecare sală de examen. Noi am avut 4 săli de examen în anul respectiv. Faptul că încă nu știu rezultatele examenelor nu îi oprește pe absolvenți să viseze la un viitor prosper fie aici, în Republica Moldova, fie în străinătate. Care sunt planurile pentru viitorul apropiat? Cred că o să trec peste granți cu studiile. În Moldova, cel puțin, certificatul de facultate nu este prea mult recunoscut, deși cred că aș lua și în Moldova o facultate la frecvență liberă. Te-ai gândit, ai ales vreo universitate, facultate? O să mă conduc spre turism, business, afaceri sau marketing. Companie, afaceri, asta e. Scopurile mele sunt destul de mari. Am nevoie de ani de zile să lucrez și
mult înainte deja cu capacitățile mele, sper să ajung unde mi-am dorit. Ți-ai ales deja universitatea, facultatea? Da. Care anume? Va fi la fără frecvență. Aha. La frecvență redusă, fiindcă însuși scopurile mele nu-mi permit să continui mai departe studii superioare, fiindcă, mă rog, deja le-am clasat pe, mă rog, pe un plan mai important. Și eu cred, la părerea mea, că asta o să fie un lucru mai benefic pentru viața mea și pentru viitorul meu. Fără frecvență, dar la care facultate? La drept. Dacă sincer doresc să rămân în Republica Moldova, așa am decis încă de mică și chiar nu vreau să-mi schimb planurile, doresc să depun la facultatea de jurnalism și științe ale comunicării. Nu știu, așa mă văd eu pe viitor, sunt o fire activă și de aceea cred că posibil mă voi descurca. Voi da la o universitate care o voi alege împreună cu părinții ca să am un viitor frumos în Moldova. Te-ai gândit la vreo facultate, vreo specialitate? M-am gândit sau să plec la Academia Militară sau să plec la UCM, la IT sau Design Interior. Care sunt planurile pentru viitorul apropiat? Cred că deja scriu CV la viitoarele universități. Cred că, nu știu, psihotare în România. Ai luat în calcul și universitățile din Moldova? Nu prea, pentru că vreau să mă dezvolt mai departe. Și ce specialitate, ce facultate? Economie și relații internaționale. Eu cred că dacă ai capul pe umeri, poți să faci foarte mulți bani în Republica Moldova. Deci e un loc unde totul este în curs de dezvoltare și abia acum începe tot să ajung la nivelul statelor vecine. Care crezi că sunt riscurile de a rămâne în Moldova și, în general, riscurile pentru tânăra generație în Moldova? Riscurile sunt salariile, ajutorul, pentru că sunt sigur că părinții ne-au crescut pentru a le oferi, când vor fi mai bătrâni, un ajutor, iar la salariile mici pe care le avem în Republica Moldova, nu cred că te poți dezvolta aici și îți poți ajuta părinții. Eu cred că este complicat, mai ales cu profesia care am ales-o eu, pentru că posibil nu sunt atât de multe posturi de muncă vacante, pentru că cele bune deja sunt ocupate, asta este bine de știut, dar posibil alte riscuri, nu știu, salariul mic la început de carieră, însă toate acestea sunt cumva trecătoare și cred că cu timpul este posibil de realizat o carieră de succes. În 2021, raionul Ialoveni a avut o rată de promovare a examenului de bacalaureat de 93,8%, mai mare decât rata pe Republică, de 93,4%.